Sâmbătă și duminică au fost programate a se disputa în întreaga țară meciurile din cadrul primei etape a play ului respectiv play-out-ului în campionatul național de tenis de masă pe echipe Superliga Feminină, Divizia A, Divizia B, Feminin și Masculin. În competiție au fost și trei echipe de la CS Pristavu lung, toate având meciuri programate la București. Astfel, în play-off-ul Diviziei A Masculin, CS Pristavu 2 lung în formula Dan Popescu, Florin Spelbuș, Nicolae Dincă și Ștefan Ghinea au înregistrat următoarele rezultate. 0 la 5 cu CS Viva Sport București, 5 la 4 cu CSM Arad și 0 la 5 cu Politehnica Cluj. Mult mai bine au jucat în schimb fetele la Divizia B, ca obiectiv stabilit promovarea CS Pristavu Câmpulung în formula Daniela Bărzoi, Ioana Anghelescu, Roberta Dragonu, au înregistrat următoarele rezultate. 5 la 2 cu Politehnica Cluj, 5 la 2 cu CSTA 2 București și 5 la 1 cu CSM Moinești. În finalul play-out, ACTT 2 București, echipă formată numai din jucători de la CS Pristavo, au avut și victorii pe linie. 5 la 2 cu CSS Ilfov, 5 la 0 cu CSS Slatina și 5 la 2 cu Nova Force Giurgiu. Au evoluat la masa de joc Ștefan Tonghioiu, Mihai Zanfir și Alexandru Ferraru. Până la finalul sezonului, când se va trage linie și vom vedea care echipe și-au îndeplinit obiectivele, mai sunt de disputat alte trei etape.